Furnizorii de energie electrică au promis discounturi la factură în perioada de tranziție până când clienții se hotărăsc să încheie contractele noi. Dacă vreți să evitați facturile mult mai mari după aceea, trebuie să cercetați piața pentru a găsi oferta cea mai avantajoasă. Vestea bună este că puteți încheia contracte noi fără să mergeți la ghișeu. Totul se derulează pe mail. Ordinul ANRE le cere celor patru mari furnizori actuali de energie electrică să extindă contractele actuale pe încă 6 luni și să ofere o reducere la prețul energiei electrice până când clientul va decide dacă trece la alt furnizor. Sunt prevăzute și facilități, astfel încât consumatorii să nu trebuiască să meargă și să se așeze la cozi la ghișee. În cazul în care ordinul nu va fi respectat, guvernul ar putea emite o ordonanță de urgență prin care să oblige companiile să se conformeze. Vreau să văd exact facturi ale oamenilor și încurajez să iasă să spună ce facturi au primit. Tot ce primesc după data de miercuri este în concordanță, a trebuit să fie în concordanță cu ordinul nou. Nici nu înghesuim pe oameni acum iarna la centrele furnizorilor în pandemie. Adică în 6 luni de zile se mai etapizează procesul, repet, oamenii vor fi mai bine informați. Furnizorii de energie electrică spun că oferă deja reduceri de preț în ajutorul clienților casnici. Electrica Furnizare a anunțat acordarea unui discount pentru o perioadă de 8 luni de zile, deci nu 6 luni, cum informează ordinul ANRE-ului. Pentru aceia care doresc doar să-și schimbe contractul și știu deja, pentru că au reușit să se informeze pe alte canale, ceea ce vor să-și aleagă, au posibilitatea doar să depună într-o cutie poștală solicitarea. Noi o luăm, o procesăm și le trimitem contractul înapoi. Hidroelectrica a fost una dintre companiile care tot timpul a pledat pentru o piață liberă, considerând că doar piața liberă este cea care poate stabili un preț corect. Consumatorii care au nevoie de îndrumare pentru a trece pe piața concurențială pot intra pe site-ul ANRE. Acolo există un comparator de prețuri care îi ajută să aleagă cea mai bună ofertă. Vom alege în primul rând ce tip de client suntem, casnic în cazul meu, tipul de ofertă, vom alege o ofertă concurențială. Ce vedem aici cu verde înseamnă că sunt facturi mai convenabile decât ceea ce am eu în prezent. Atunci când încheiați un contract cu un furnizor, trebuie să aveți în vedere prețul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în prețul de furnizare, perioada pentru care urmează a se aplica prețul menționat în ofertă, perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract, dar și eventuale comisioane de încetare a contractului înainte de termen.